Incidentul a avut loc în satul Bungetu din comuna Văcărești, în casa unde bărbatul locuia împreună cu femeia de 37 de ani, care era cumnată. Rudele și vecinii spun că aceasta este în evidența medicilor ca suferind de afecțiuni psihice, iar la un moment dat femeia a devenit brusc furioasă, a luat un cuțit și și-a înjunghiat ruda. E bolnav, s-a părut ceva. Am avut noroc, a venit în coastă. După incident, la fața locului au sosit polițiștii, un echipaj al serviciului de ambulanță Dâmbovița și un echipaj de la Smurd, care i-a preluat pe cei doi. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște, iar femeia la secția de psihiatrie a Spitalului Municipal Târgoviște. Femeia, aflată în evidențele medicului de familie cu o boală psihică, i-a aplicat cumnatului său o lovitură în zona toracului cu un cuțit, provocându-i acestuia leziuni. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluție legală prin parchet. Starea bărbatului internat la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște este stabilă, iar femeia a rămas sub supravegherea medicilor psihiatri, urmând ca în funcție de numărul de zile de internare ale rănitului să se ia o decizie în acest caz.